problema găsirea prof, noi cu exerciții de matematică. Așadar, bine revenit, dragilor. Este Mario aici. Mario, te rog să fii lângă mine. Da. Salutări, prieteni. Da? Ai văzut, facem lecțiile frumoase așa cum v-am obișnuit. Mario, de ultimele două lecții, parte făcute așa la vârf, foarte puternic ai fost. Și astăzi ai fi tot așa, o să vezi. Uite, Ana, are cu 7 ani mai puțin, Ana are cu 7 ani mai puțin decât Maria. Maria. Împreună au 27 ani. Câți ani are fiecare? Câți ani are fiecare? Păi, eu spun că 27 în 2. Nu, gândim. Ați vedea, Ana are cu 7 ani mai puțin. Adică 27 în 7. Ana cu 7 ani mai puțin decât Maria. Maria are... Adică facem 27 minus 7? Nu știu. Trebuie să analizăm. Gândim cu foarte multă grijă. Mă gândesc la segmente să fac. Oare care dintre ei de cea mai mare? Aia. Aia 7 ani mai puțin decât Maria. Am înțeles cel mai mic. Deci ce mai mare? Maria. Maria e mai mare, da? Da. Și Ana e cea mai, e mai mică dintre cele două. Chiar nu 7 ani mai puțin. Da. Păi, asta era important. Da. Să ne dăm seama cine e mai mic. Deci asta este Ana. Iar Maria... La fel. Încă plus 7. Deci are cât Ana și mare 7. 7 ani. Împreună, ele împreună, fetițele, au 27 de ani. Dar nu ceva, 7 cu 7 plus. Deci, împreună, ele au 27. Da. Scădem pe 7 din 27, scădem din 7. Că sunt plusul. Da. Da. Din 27 scădem pe 7, ca să o aducem și pe Maria la nivelul vârstei lui Ana. Parcă ar fi gemene. Deci 27. Da, profesor, gata. Ce vedere? Ana are 10 ani și Maria are 17 ani. Asta era... E bine așa? Da. Ia să vedem dacă... Pentru că am făcut 27 de 20 și l-am despărțit pe 20 în 2, 10 și 10. Așa. Maria avea 7 plus, am făcut 10 plus 7, 7 plus 10. Ce ai văzut cum mers? Da. Dar dacă încercai, nu mergea problema. Nu. Singura chestie era asta, să vezi surplusul Maria. Da. Să scazi din 27 din total surplusul, da. Și atunci le-ai făcut la fel și 27 minus 7 face 20. 20 împărțit la 2 egal cu 10. Și ăsta 10 înseamnă vârsta lui. Un segment. Vârsta un segment, care este, dintr-un segment este Ana, da? Da. Deci Ana are 10 ani. Iar Maria are, cât are? 10 plus 7. 10 plus 7, egal cu 17 ani. Iată că am făcut repede problema aceasta. Ne-am încălzit noi, îi lăsăm o leacă pe ea. Tu te-ai dezbrăcat? Hai să mă dezbrac și eu. Așa. Ei, acum facem o altă problemă. Nu, când profesor, de clasa 4. Uite, trei prieteni se întâlnesc la o bere. Dar tu la ce vrei? La un suc? Da.
mă, cu pere. Fără al bobi. Trei prieteni se întâlnesc la o bere. Și înainte de a începe să bea, își dau mâna. Fiecare cu fiecare. Oh. Câte strângeri de mână s-au făcut. Deci, salut, 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 fiecare dă cu fiecare. 3-3. 3-3 strângeri de mână? Ia să vedem. Facem concret. Da. Deci, 1, prietenul 2 și prietenul 3. Sau puneți mai din litere. Aici o să avem cât de strângere și să vă așa. A, B și C. C. Hai să vedem. A, B și C. Păi eu. B, I, C. C-ul ăsta, C. C-ul dă mâna cu B. Da. Și cu A. Deci C-ul dă... Vine cu C, C. Vine. O, dar profesor, faceți cu albi, galbeni și cu roșii. Să vedem, eu mă rog, nu, nici eu nu știu să fac, dar mă gândesc acum. Deci ce-o cu ăștia doi, face două, da? Două. Și mai dă și B-ul cu ce-o, că e inovat. B-ul cu A. B-ul cu A. Deci? Cât este? 4. Ia să vedem, cât este arce? Una, două, trei. Trei. Da. De ce lăsați-mi eu 1, 2 și 3? Ah, ok, pune așa. Da. Și puneți mai multe, știți? 2, 1, 2 și 3. Și avem 3 cu 2. Dar tine, uite, te strugi și puneți eu 4. Dar știu, dar nu știu cum să fac. Atunci când sunt 20 de prieteni, câte mâini? 20 prieteni. Da, toți sunt 3. Și toți sunt 3, câte strângeri? 20 ori 3? Dar când e 3? 20. Suntem 1, 2, 3, 4, 20 persoane. Deci ați spus fii atent. Nu, nu, fii atent. Deci spuneți fii atent. Deci 3-ul dă cu cei 2 din față. Da, și cu 2, dă și cu 1. Dă și cu 2 și cu 1, da. Și s-au făcut strângele din mântri. 3 și 1 și cu 2. Și 2, 1, dau și ei. Și în total sunt în condițiile astea 3. 6. 1, 6. 2 și 3. 1 și cât e s-au făcut, da? 3. 3. 3 strângeri de mână, da? 3 strângeri de mână. Dar dacă ar fi 4, e 1, 2, 3 și 4. Zi tu acum. 4, nu, zi tu, cine cu cine? 4 cu 1. Ia pe rând, 4 cu 3. Așa! 5! 4 cu 3. Hai să-i 4 cu 3. 4 cu 3, 4 cu 2, 4 cu 1. Și acum? 3 cu 2. O, păi să mă gășesc. Dar păi trebuie făcut, mă, trebuie mă chinui după ăștia. Ăștia nu știu că-ți fac. Păi trebuie să fie sus. L-am făcut pe sus. L-am făcut. Cele 3 care știu să fac. L-am făcut, l-am numărat. Sunt bea. Știu că te dat 20 de bine. Deci sunt aici. Ăștia ați făcut să le trei, plus încă una, două, trei. Șase. Plus trei, ca șmecheria lui. Da? Trei plus trei și patru. Șase. Dar dacă sunt cinci prieteni, o. Unu, doi, trei, patru, cinci. Câte strângeri de mână sunt? Cinci. Cinci. Să vedem. 5 cu 4, 1, 5 cu 3, 2, 5 cu 4, 2, 3, 5 cu 4. Deci exact cât se stă de față, 4 sunt, 5 cu, așa. Dar ăștia toți, între ei, știu cât fac. 4. Cât au făcut ăștia 4? 4. Nu. 2. Nu. Deci 3. Câte strângeri de mână sunt? 3. 3. La 4. 6. 6. Asta e. Ideea e dinainte, că i-am făcut de așa. E dinainte. Deci înseamnă 6 dinainte plus ăștia 4. 6 care știu. Ăstea știu. Ăștia au făcut să le 6, știu bine. Da, da. 6. Și mai vin ăstea 4, că 5 cu ceilalți. Deci, și cu 4 își face 10. Dacă ai înțeles și figura, îmi spui pentru 6 persoane. Da.
Când sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, câte strângeri de mână sunt? 1, 2, 3, 4, 5, și la final spui rezultatul. Da. Dar gândind, nu de dată. Da, cu voce. Cu voce, hai. Te rog. Tu zici și noi scriem. Hai. 6 cu 5, 1. Da. Da. 6 cu 4, 2. Da. 6 cu 3, 3. 6 cu 2, 4. 6 cu 1, 5. 5. 5. Ce mai știm? Că facem 5. Plus. Asta 5, din față ăștia știe. 6 plus 5. Aia 5 plus 10. Așa, că ăștia 5, i-ai făcut data trecută, știi că 10. Da? Da. 10. Da? 10. Plus 6. Plus? 6. Plus? Cum 6? Ia să vedem. 6 cu 5, 1. 5. Păi. Vezi? 10 plus ultima cifră asta, plus 5. Și face 15. Când sunt 7. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ia să începem. Hai, zi. 7 de 1. Câte vor fi? Câte vor fi? 6. 6? Păi asta spune câte sunt. Și asta din față spune câte vor fi. 6. Dar de ce cât o făcut înainte, data trecută, când a fost 6? 15. 15. Deci vine 15. 15 plus 7. Nu plus 7. Cum? Plus? Plus 15 plus 6. Da. Plus 6. Corect. Plus 6, da? Acesta îți dă numărul, da? Îți arată numărul sau cine? 6. Da. Îți spune cât e strânge de mână sau. Că al șaptelea cu ceilalți din fața sa. Și numără strângere 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 strânge. Deci face cât? 21. 21. Te gândești tu acasă. Da. Câte strângeri de mână vor fi pentru 10 prieteni? Nu, gata! Nu, nu, deci ce-ți spun? Numărul din față, ce-ți spun? Că sunt domnul să-și mecheria. Deci nouă, nu. Îți spune câte strânge fac. Face al 10-lea. Da? Al 10-lea face 9. No. Și? Al 9-lea face 8 cu ceilalți. Al 8-lea face 7. Și așa mai departe. Da? Deci e vorba de adunarea numelor 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Și tu trebuie să adun numele până la 9. Până la 9, că la 10 era cu ceilalți în față. Deci, la 20? La 20? Câte ai? Câte ai strânge? Dacă ai prins șmecheria, că ai fost aici prezent. Păi am 19. Și dacă sunt la 19 până acolo. Dar al 19. Are 18 în față. Da. Deci, practic, trebuie să aduni de 19. Plus 18, plus 17, plus 16. Deci, practic, este suma 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus la 19. Sumă 2. Dar ca să prins poanta, iată suma Gaussă ca aplicație. 5.050, gata. Ai luat suma Gaussă. 5.050 până la câte? Așa, toți amintesc asta. Bun. Mi-a fost proaspăt în minte problema de la fetița de clasa a treia. Și de ce? O sus și vedeți la clasa a treia, cum am gândit-o cu ea, să vedeți cât de frumos tăia și analizează. Deci, atenție, multe veți descoperi că nu se grăbește deloc. De ce m-a fascinat? Stă și când deschide gura, este rezultatul gândirii. Gândit. Nu ne grăbim. Tu, Mario, ai uneori de zi, gata. Chiar, știu. Deci nu așa, stăm și analizăm să nu ne păcălim. Că dacă e o capcană acolo, o problemă. Da? Deci de aceea suntem foarte, foarte atenți. Și nu viteza mare contează, ci felul care gândi problema. Uite, într-un buchet de flori, de da, sunt
37 garbafe, albe și roșii. Roșiile sunt cu 7 mai mult. Roșiile cu 7 mai mult. Cu 7 mai mult decât albele. Nu știu bine, tu îți hotărăști cum faci, că e treaba la tine, că nu poți să spun nimic, nu știu, ca banan. Deci, și tu știi că ai... 37. 37 în total. Dar nu poți să mă gândesc să fac așa. Așa, da. Îți fac 37 din 7 și le dă 30. Și pe 30 îl dau în 2. Adică 15 și 15. Așa. Și 15 plus 7, 23. Așa. 22. 22. 22. Astea cine sunt 22? Cine sunt 22? Roșii. Roșii, roșii. Chiar se mai multe, da? 22. Și avem 22. Okay. Le-ai dat în 2, ce le-ai dat în 2? A, 15. Așa. Asta este foarte atent. Merge pe segmente. Merge pe segmente. Trebuie să-ți mai... Da. Trebuie să spui așa. Cele mai mici dintre cele două sunt... Care? Cele mai mici? Albele. Da? Cele mai mici sunt albele. Și atunci, printr-un segment făceai pe albele, punem albele, iar roșiile, sunt cât albele, dar plus, punem punctat, șapte. 7 sunt în plus la roșii. Totalul, în total, ele sunt... 37. Eu am zis să-ți scape 7 din 37 din 7. Deci mi-a dat 30. Ai dat ce ai zis acolo? Surplusul. Surplusul. Și acum, știi, să le audă domnul profesor. Asta, asta vreau să vorbești, ca să audă și prietenii să audă. Surplusul a scăzut și a rămas la fel. Și am dat 30 în 2, 15 și 15. Și când ai dat în 2, de fapt, ai așat pe albele. Că dacă a rămas la fel, când ai dat deoparte. Deci a rămas, practic, 15 pentru albe. Ai tot 15, dar plus 7. Și atunci ți-a dat 22 roșii. Și iată, albele sunt 15, da? Albele pe albul. Bun. Uite, într-un buchet sunt albe, roșii și galbe. Asta m-ai făcut. Ca idee. Ca idee de compoziție. Dar să vezi ce șmecherie am acum. Fii atent aici. Roșiile sunt mai puține, cu două decât albele. Adică iar albele sunt cu cinci mai mult decât roșii. Câte sunt de fiecare, dacă în total, deci roșii mai puțin cu două decât altele. Din toată povestea asta vreau să vă recunoști care sunt cele mai puține. Roșii. Mai mult, iar albele, galbene am văzut, galbene sunt cu 5 mai mult decât roșii. Galbene, cu 5 mai mult decât roșii. Da. Poate prin segmente. Prin segmente, dar care e cel mai mic? Roșiile. Roșiile, da? Roșiile. Bun, roșii aici. Albe. Albele la sunt. La fel. La fel, plus 2, plus... Două, da? Două. Plus două flori. Plus două flori.
altele. Plus două. Plus două galbene. Da. Pentru asta. Iar galbenele? Sunt cu 5 mai mari decât 3. Cu 5 mai mult decât roșii. Albe, nu, 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 sunt cu 5 mai mult decât roșii. Facem la fel ca roșii, cu 5. Așa. Deci, la galbene. Facem la fel, ca plus 5. Ca roșii și plus 5. Da. Plus 5. Totalul? În total sunt 37. Deci, total, 37. M-am gândit să adun 2 cu 5, face 7, și 37 minus 7 de 30, și aflăm alb, roșii și albe. Albe știi că e cu 2 plus, 15 plus 15, iar albe... Stai, că te grăbești. Deci ai zis, dai surplusul deoparte, da. Și cu 5. Fac 7. Din 37 scădem pe 7, fac 30. Și acum 30 în câte trebuie să le dai? În două. De ce în două, mă? Pentru că albe sunt mai mari decât toate. Păi da, dar când ai dat surplusul, cât a rămas? Câte segmente au rămas? 3. 3? Adică dăm 3. Păi 10. Păi asta e treaba. Deci 30 trebuie împărțit în 3? Grămezi, trei segmente. Fac 10. Ce reprezintă 10? Că sunt roșii. Roșiile, foarte bine. 12 și în galbene. Excelent. 12 galbene. 15 galbene. Și 15 galbene. Da? Ai 15 galbene. E perfect, corect, făcută problema. Ei, vezi, aici, din nou, grijă multe. Da. După discuția care am purtat-o, da. Aici ce am făcut față de problema trecută? Am făcut 3 segmente. Da. Și după ce ai dat surplusul deoparte, șmecheria e asta. Că ai grijă, repede, să pas la 3 în urmă. Dacă erau 4? Dacă ar fost... Nu era. Dacă erau și vers, la cât împărțeai? Erau roșii, da. Albe, galbene și vers. Îl împărțeam în 5. Roșii, albe, galbene și vers. Încă, alo? Încă un regulat. Da? Cum împărțeai? Nu sunt la oră de matematică acum, fără apicultură, nu pot de vorbi. Sunt în timpul lecției de matematică. După ora 8. La 8 jumate, 9, da? Bun, vă salut. E ce vezi tu? Mario, șmecheria toată a fost așa. După ce dăm surplusul, da. Împărțim la atâtea segmente, câte sunt ele? Da. Dacă sunt 3 categorii, în 3 împărțim. Da. Dacă sunt 4, în 4 împărțim. Da? Deci, depinde la câte segmente avem egale după ce am scăzut. Data trecută, de ce am împărțit în 2? Că au fost 2 segmente. Da. Acum, câte... categorii 3. Albe, roșii și galbene. Albe, roșii și galbene. Și de ce împărțim în 3? Da? Deci noi suntem foarte atenți la șmecherile astea. Nu ne permitem să greșim. De aceea, prinde bine problema. Cât este ceasul când avem? E și jumătate. Așa, jumătate. Da. E și un minut. Și un minut. Avea acum să vă Davide, ce-a făcut aici? Mario a avut probleme prin metoda segmentelor, da? Deci, probleme. Prin metoda figurativă. Ca figura, da? Figurativă.
Problemele de clasa 4. Nu, 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 că ea a avut o problemă cu strângere de mână. Cu strângere de mână a prietenilor care se duc la o bere. Acum fiind că lui ridicat un profesor, cum ce faceți cu el aici? Da. S-a întâi așa, da. Că are dreptate cumva. Da, el are dreptate, fără discuții. Dar eu îmi permis să-i spun lui așa, că putem ridica ștacheta, să zicem așa, datorită faptului că tu te mobilizezi și ești atent. Și vrei. Și vrei să... și răspunzi la dumneavoastră. Că să știi că dacă tu nu ai vrea deloc și ai vine aici așa foarte supărat, n-aș putea face deloc. Și dacă n-ai avea nimic aici... Da, nu deci noi avem și văzut... Am avut acum ocazia să descoper o fetiță de clasa a treia, de așa, care până acum cerea să-i fac tema pentru a doua zi. Iar mine aș făcea tema și am spus, nu, de acum înainte, vin din gazete cu ceva probleme foarte interesante. Da. Că descoperisem că are potențial, dar stătea ascuns și zice, mă, pe acolo, fac tema pentru a doua zi. Exact. Dirija ea la treaba. Acum am venit cu nouă probleme cu o gazetă și am spus, haideți să vă propun. Da, la clasa treia lucrați pe gazetă, da. Și foarte interesant, am descoperit ce potențial are în a gândi, foarte așezată. Deci nu să se repeadă, ci așa, calm, da, analizând, și să plimba așa ușor și în timpul ăsta analiza, procesează, să vedea că procesează. Este bine așa, da. Este esențial. Este bine așa, pentru că atunci când te aduci o mai dai și... Sigur că da. La prima citire, poți să ieși... Mi-ați văzut problema cu numere compuse. Până am înțeles ce înseamnă numere compuse. Care era un lucru la îndemână, dar exact. Dacă nu ai clară noțiunea, oricât te-ai străduit, exact. Nu poți opera cu noțiunea. Exact. Da, deci asta trebuie să înțelegem. Bun. La revedere! La revedere! Să vă abonați la Prof Online! La revedere! Ai văzut cu tata?